Ministrul Iurie Leanca a anunțat, după întrevederea de marți cu producătorii de fructe și legume și procesatorii de produse agroalimentare, că guvernul a elaborat un set de măsuri pentru susținerea sectorului agricol. Astfel, urmează să fie identificat mecanismul pentru a oferi compensații fermierilor afectați de prețurile în scădere pentru fructele timpurii. Premierul a declarat că la ședința Cabinetului de Ministri de miercuri 13 august urmează să fie adoptată o decizie privind mecanismul și plafonul de compensare. Guvernul își propune să desfășoare mai multe acțiuni prin care se sprijine legumicultorii și pomicultorii din țară. Astfel, în cadrul acțiunii Fructele noastre sunt cele mai gustoase, începând cu 16 august, în toate raioanele vor fi organizate iarmaroace. În Piața Marii Adunării Naționale din Chișinău vor fi amplasate în perioada 27-31 august gherete unde producătorii autohtoni își vor vinde marfa. Iar în cadrul acțiunii Un măr pentru fiecare pasager, compania Air Moldova va oferi pasagerilor mere, struguri și prune achiziționate de la producătorii autohtoni. În același timp, executivul se află în dialog cu partenerii externi pentru a orienta programele lor de suport în agricultură spre investiții în infrastructura de depozitare a fructelor și a legumelor. Iurie Leanca a mai precizat că vor fi elaborate amendamente la codul fiscal, astfel încât până la 30 noiembrie curent să fie diminuate presiunile fiscale asupra fermierilor afectați de sancțiunile Rusiei. Am stabilit că vom avea un mecanism de consultări permanente și un mecanism de discuții permanente, fiindcă viața este una extrem de dinamică și ceea ce îți pare că astăzi, gata, ai găsit toate soluțiile, a doua zi se poate complica ceva sau a doua zi mai găsim niște soluții. Astăzi am discutat câteva subiecte foarte punctuale, ca să nu uit nimic, iată mi-am și trecut aici. În primul am vorbit despre mecanismul de a compensa, pierderile producătorilor de mere și prune. În mod special, încă o dată ne referim la mere timpurii, care se produc de regulă până la finele lunii august. Și am explicat tuturor și producătorilor mai mari, dar și în mod special celor mai mici și mijlocii, care este acest mecanism. Deci asta a fost un lucru foarte important. Și i-am mai informat că mâine, la ședință de guvern, urmează să luăm în dezbatere acest subiect și vom adopta și o decizie privind mecanismul de compensare și plafonul de compensare, funcție de diferența cu care sunt ei achitați la procesatori sau dacă vând pe alte piețe eventual și prețul coboară mai jos de cel care de prețul la care a costat la producție. În al doilea rând am informat despre faptul că împreună cu Banca Mondială, cu Banca Europeană de Investiții, cu Guvernul Poloniei, cu alți parteneri din străinătate, discutăm cum să orientăm programele care deja există în derulare sau urmează să vină pe banii polonezi, banii de la BEI, pentru a ajuta agricultorii să investească în infrastructură, în calitate și în capacitatea de depozitare a fructelor și legumelor. Fiindcă acum, bineînțeles, obiectivul cel mai important este să depășim această criză. Dar ne gândim deja și la anul viitor, ca să nu se repete aceleași probleme, că guvernul poate compensa aceste pierderi un an. Nu trebuie să se transforme asta într-o tragedie, într-o tradiție, într-un fel. La fel, l-am invitat pe guvernatorul Băncii Naționale, pe domnul Drăguțanu, care este aici, și vom continua discuțiile cu băncile comerciale, în mod special cele care creditează industria de creștere de fructe și de procesatorii. Și știți că BNM-ul a luat deja o decizie, a modificat regulamentul cu privire la clasificarea creditelor, oferind astfel băncilor posibilitatea de restructurare a creditelor acordate fermierilor și reducerea presiunilor financiare. Și a fost foarte important să vedem dacă s-a întâmplat ceva deja în acest sens din partea băncilor din momentul în care ne-am întâlnit. Dar această decizie a BNM-ului urmează să fie publicată în câteva zile, astfel încât va obține un caracter permanent și legal și le va oferi băncilor să vină cu politici mult mai flexibile. Reeșalonare, sper chiar și diminuarea dobânzilor, mai ales atunci când este vorba de creditarea fermierilor mici, unde nu au fost gaje, dar dobânzile sunt foarte mari. La fel, bineînțeles că am discutat despre merele care urmează să vină din luna septembrie, cele care pot fi, pe de o parte, depozitate aici, în frigidere și există suficiente capacități, dar am informat despre mersul negocierilor cu potențial distribuitori din Uniunea Europeană, dar și din alte țări, ca să zic așa, mai puțin tradiționale. Și cred că suntem deja avansați în acest sens.
am obținut mai multe oferte cu prețuri foarte bune. Important este să asigurăm calitatea. Important este să asigurăm respectarea condițiilor fitosanitare și pe acest motiv i-am informat pe producători și reacția, din câte știu eu, este foarte bine, bună, fiindcă vorbim despre cantități mari. Nu va doar permite să supraviețuiască producătorul nostru, dar să obțină și un câștig foarte bun. Bineînțeles că am vorbit și despre care sunt oportunitățile care rezultă din zona de liber schimb cu Uniunea Europeană. Știți că Comisia Europeană ne-a dublat aceste contingente, cotele la mere, am ajuns la 80.000 de tone deja și iată primele livrări și în România și el am fost informat în afara Uniunii Europene, în Serbia, țară candidat, de prune cel puțin au început, astfel încât e un proces care pare un efect foarte pozitiv, fiindcă producătorul vrea să știe care e soluția nu doar pentru ziua de azi, dar și pentru ziua de mâine. I-am informat, fiindcă au fost anumite probleme menționate de producători, de procesatori, de mecanismul de certificare a produselor. Și iată, am inițiat discuțiile cu Agenția Siguranței Alimentelor, astfel încât birocrație să fie mult mai puțină, costurile să le reducem și cred că zilele astea ANSA va lua o decizie în acest sens, cum să simplificăm la maximum și încă o dată să facilităm acest proces. Bineînțeles că ne gândim nu doar la mere și nu doar la prune, ne gândim la struguri. Struguri de masă și în mod special struguri tehnici. Știm foarte bine că din cauza sancțiunilor impuse de Rusia în septembrie anul trecut, mai câteva fabrici de vin nu și-au vândut producția și pe ea se mai ține, se mai e depozitată în stocurile respective. Și în acest sens avem deja câteva acțiuni preconizate, lucrăm asupra mecanismului, astfel încât atunci când cei care au crescut struguri și vor să le vândă la fabrici, să fim siguri că va fi un preț minim echitabil oferit de către fabrici la producători. Și fabricii la fel să aibă piață de vânzare acestor produselor vinicole, la ele mă refer. Și bineînțeles că am mai elaborat la guvern, împreună cu colegii din ministere, un plan, dacă doriți, îl numim plan de solidaritate. Dar până la planul de solidaritate, vreau să vă mai informez că i-am informat pe producători că mâine vom avea o decizie de amendare a anumitor prevederi la codul fiscal, prin care producătorii și procesatorii nu li se va aplica măsuri de executare silită a obligațiunilor fiscale până la 30 noiembrie curent. Deci dacă au datorii la fisc, vom lua o decizie și sigur că avem nevoie de sprijinul Parlamentului ca această presiune să fie diminuată, astfel încât acest punct de respiră de care au nevoie producătorii să existe. Vă vorbeam despre acest plan de solidaritate, el are câteva elemente în el. Despre unele deja cunoașteți, cum ar fi prima acțiune, fructele noastre sunt cele mai gustoase și chiar sunt foarte gustoase. Vă vorbeam despre faptul că, sau despre asta cred că nu v-am vorbit, vom organiza în cât mai multe raioane și sper să acoperim toată țara iar maroace și vom începe aceste acțiuni din ziua de 16 august, deci de sâmbătă, astfel încât să dispară acești intermediari între consumator și între producător. Și ne propunem să organizăm și la Chișinău, vom solicita și concursul primăriei, nu exclud poate chiar aici în Piața Mare Națională, poate începând cu ziua de 27-28 august, încă o dată ca acest proces să fie unul direct, nestingerit într-un fel și fără prea mulți intermediari. Și bineînțeles că vom realiza această acțiune care am definit-o drept un măr pentru sănătate. Banii sunt deja bugetați, mai refer la cele 20 de milioane de lei și practic instituțiile statului au finalizat deja mecanismul de achiziționare a merilor în cadrul acestui program de 20 de milioane de lei. Am mai dat indicații la unele instituții statului, cum ar fi, de exemplu, Air Moldova, să procure mere de la producătorii moldoveni. Este o experiență pe care am văzut-o la alte companii europene, când în loc de o chifă îți dă un măr. E și mai sănătos și mai susținem și producătorii. Deci astfel încât și am mai venit o idee, cred că una interesantă,
Știți că mâncăm plăcinte nu doar din brânză, dar și există plăcinte de mere. Astfel încât, dacă nu mă înșel, Leana, pe 30 august, împreună cu colegii din guvern, vom lua parte la prepararea unei plăcinte cu mere pe care o vom denumi sugestiv plăcinta care ne unește. Și vom invita toți oamenii să guste din această plăcintă. Poate mai ajungem, dacă reușim să facem o plăcintă mare, în cartea precodului Guinness. Amintim că premierul Iurie Leanca a participat marți la o nouă întrevedere cu producătorii și procesatorii de produse agroalimentare din țară în vederea stabilizării situației economice după sancțiunile impuse de Moscova. Locuitorii a două sate din raionul Fălești vor avea acces la apă potabilă din robinete. Prim-ministrul Iurie Leanca a mers joi în comuna Risipeni, raionul Fălești, să vadă cum decurg lucrările de construcție a apeductului. Astfel, în mai puțin de 2 ani, cei peste 2000 de locuitori ai satelor Risipeni și Bocșa vor avea apă potabilă la robinete. Potrivit autorităților locale, raionul Fălești se confruntă cu cea mai gravă situație în privința calității apei potabile. Apa din majoritatea fântânilor conține fluor care depășește de 2-3 ori limitele admise de normele sanitare. Costul proiectului total este de 36 milioane de lei. La prima etapă suntem finanțați de consumatare de dezvoltare regională de 3 milioane de lei, care de acum le-am voi, le-am doar de mercat și lucrăm în avans. Deci, la anul să ne finanțăm ca să finalizăm proiectul, costul în față de tratare apă și să proiectăm populația cu apă potabilă. Da, am par serviciile de apă și canalizare, transformăm gospodăria comunală, care să deservească toate gospodăria asta, să ne spicem niște noastre, să formăm de mai mult la 20-20 de locuri de lucru, prin tratare, tratare de trată. Lucrările de construcție a apeductului se desfășoară în cadrul proiectului aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și a instituțiilor social-culturale. Bugetul proiectului se estimează la peste 30 de milioane de lei, bani oferiți de Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Contribuția comunității locale este de 1.800.000 de lei. Pe lângă cei circa 22 de kilometri de rețele de aprovizionare cu apă construite, proiectul mai prevede și construcția unei stații de tratare a apei. Meteorologii au emis avertizare cod galben de poluare a aerului atmosferic pentru perioada 13-15 august. Monitorizările efectuate la Râbnița și în satul Măteuț, raionul Rezina, au atestat majorarea nivelului poluării aerului. Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, concentrațiile de factori poluanți au depășit semnificativ valorile maxime admisibile și în orașele Chișinău, Bălți, Tiraspol și Bender. În contextul în care în următoarele zile se va menține vremea caniculară, concentrația va continua să crească. În această situație, specialiștii recomandă serviciilor de resort să efectueze cât mai des curățarea umedă a străzilor și a terenurilor adiacente, iar populației să evite zonele aglomerate. Noiul a fost, este și va fi, a spus o soroceancă care locuiește în centrul orașului, lângă punctul de acumulare a gunoiului. Probleme nu ar fi, spune femeia, dacă locatarii ar arunca gunoiul în groapa amenajată, dar nu pe unde nimeresc. E lumea vinovată, e needucată lumea, dar cum să scăpăm? Nu putem să scăpăm de gunoi. Gunoiul este, a fost și a sfidă. Femeia spune că nu mai poate să stea cu ușile sau geamurile de la casă deschise din cauza mirosului insuportabil. Pe toalet fac aici. Câinii ieși, vin bomji, vin aici, atât împrește-i, ăsta-i Doamne ferește ce se face. Doamne ferește, nici strada nu trec, dar la aruncă că... Da, merge, l-a aruncat și mai departe, nici nu se uită unde cade, poate cade acolo că mai stau bomji, cade și pește dânși. Potrivit direcției gospodării locativ-comunale, gunoiul de aici este evacuat în fiecare zi, uneori chiar și de două ori pe zi. În fiecare zi vine mașina și de două ori pe săptămână vine tractorul și... Să iei câte 2-3 ori pe zi gunoi menajer, care aici nu poate să fie. Asta strâitul în musă, cum se spune. Iarbă, crengi, noi nu dovedim pur și simplu să adunăm. Pentru a vedea care este situația la punctele de acumulare a deșeurilor, primarul orașului, însoțită de reprezentanții Direcției Gospodării Locativ-Comunale, a efectuat un raid. Все чаще говорят, очевидно, политические оппоненты действующей власти о том, что город очень грязный, и грязь эту приписывают примару. Мы решили провести сегодня рейд по мусоросвалкам и мусоросборникам города Сорока.
Сорока? Сейчас мы находимся в микрорайоне Сорока. Мусоросборник в районе лицея Константин Стере. Данный мусоросборник был почищен 2 часа назад. Практически на 2/3 он уже заполнен. Primarul a vizitat toate punctele de acumulare a deșeurilor, dar și gunoiște neautorizate de pe strada Viilor, în spatele blocurilor de locuit cu noi etaje din regiunea fabricii de tricotaje. De la primărie și de la direcția comunală a fost strâns gunoi de 2 ori de la începutul anului, însă, vedeți ce se face, oamenii fără autorizație vin, aruncă. Cu toate că legislația permite celor de la ecologie, dar și poliției să sancționeze cu circa 400 de lei pe cei care depozitează ilegal gunoiul aici, la ziua de astăzi încă nimeni nu a fost pedepsit. Numai ne sună vecinii când te duci la oameni și zici, care, spuneți un număr de mașină, cineva pe cineva, nu știu nici, nu am văzut. Potrivit lui Guidea, unei soroceni mai aruncă sacoșe cu gunoi fie în urnele de pe marginea străzilor sau chiar pe marginea drumului. Primarul spune că în curând răufăcătorii vor fi sancționați. В настоящее время правительство Республики Молдова внесло изменения в административный кодекс Республики Молдова, который предполагает наделение примарии правом накладывать штрафы за незаконный сброс мусора. Это ящики пожирателей в улье. Ну, где он, на тот? Ai, unul dintr-o parte, într-o parte. Că din scoasă este ea. 300 de fazani au fost aduși pentru repopularea terenurilor de vânătoare în raionul Cimișlia. Specia de pasăre, fazan, este importată din Ungaria, la solicitarea Societății Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova. Conform ordinului Societății Republicane Vânători și Pescari, în Republică s-au adus din Ungaria 20.000 de fazani cu vârsta de 9 săptămâni, din care astăzi 300 de fazani se liberează în terenul vânătoare Cimișlia. Aici, după cum vedeți, este pregătit volierul special pentru acești fazani. E mală iază de ghizivatra, acolo s-au împărțit în toate raioane. Raionul Cimișlia a primit 300 de fazani. Și alte raioane cine mai primit? Și alte raioane, care 200, care cum e raion mai mic, mai mare, deodată, care 300, 400, deodată 4.000 jumătate. Raionul Cimișlia în tătanul primește, 300-400. Pentru o perioadă de circa 10 zile, păsările vor fi întreținute și supravegheate într-un volier special construit de către vânătorii cimișlieni. Ei și asigură păsările cu hrană și apă, le păzesc de vulpi, vulturi și alte păsări răpitoare, până când fazanii se vor acomoda și vor fi răspândiți liber în teritoriile vânătorești. Am participat la aducerea fazanilor, am pregătit volierul. Și anul trecut am avut și anul acesta. Noi protejăm, îi învățăm cu locul, avem apă, este iază, am făcut izvoraș. Suntem o grupă unită, facem pază pe rând, este grafic făcut. Conform regulilor statutului societății membrilor vânătorilor și pescarilor, este stipulat un termen înainte de eliberarea acestor păsări din volierul dat, este stipulat un termen pentru reglare și reglarea numerică a animalelor răpitoare. Pericolul pentru aceste păsări, evident, se observă că este vulpea șiriată la moment, care este răspândit foarte des pe toate terenurile de vânătoare. Deci acțiunea de astăzi este un factor foarte important pentru biodiversitatea faunii din raionul Cimișlia. Dumneavoastră cu toți ați asistat la punerea în natură a fazanului, care este foarte popular în raionul Cimișlia și este o pasăre foarte îndrăgit chiar și de vânători. În ultimii 5 ani, pe teritoriul raionului Cimișlia, au fost răspândiți circa 2.000 de fazani și peste 1.000 de rațe sălbatice.
foarte bun loc. Aici e și ține de apă. Acolo tot e bun loc. Producătorii agricoli din raionul Soroca au făcut totalurile secerișului. Rezultatele obținute în acest an la culturile cerealiere de prima grupă sunt destul de bune. În raportul său, șeful Direcției Agricultura menționa că recolta globală în raion este de circa 60.000 de tone, dintre care productivitatea grâului constituie 4 quintale la hectar. Deși întâmpină probleme la realizarea producției, totuși agricultorii sunt mulțumiți. Anul 2014 pentru gospodăria noastră agricolă a fost un an cu succes, deoarece am căpătat locul întâi pe raion. De pe o suprafață de 1.153 de hectare, s-a căpătat 52 întreg și 5 quintale la hectare. Și suntem mândri că avem un colectiv unit. Am obținut pe 523 hectare, undeva la 5 tone la hectare a producției, anume din prima grupă. Anul de față a fost foarte favorabil pentru agricultori. La prima grupă de culturi, cred că este favorabil și pentru secerișul culturilor de două grupă, referit la fel și pentru fructe și pentru legume care le avem. Aveți probleme? Avem probleme un pic cu realizarea producției din prima grupă de culturi de la cerealiere, fiindcă roada e mare, prețul ieftin. Pentru munca depusă, atât conducătorii gospodăriilor, cât și mecanizatorii au primit diplome, premii bănești și câte un colac din roada nouă. În pofida condițiilor climaterice nefavorabile, agricultorii au reușit să adune roada în hambare și acum speră că vor fi și remunerați pe potriva lucrului. Pentru noi care muncim zi de zi la pământ, anul ăsta e un an îmbucurător care ne-a făcut să ne bucurăm mult, de aceea că s-au căpătat cele mai înalte roade. Până acum se căpătau roade, dar nu se căpătau între aceea așa de bucurătoare. Și dacă este la conducători, atunci este și la noi, și leafă, și toate celelalte, și pâinea care o primim, și salariul la timp și la vreme. Și noi suntem mulțumiți. Mă bucur de lucru, de rezultatele obținute în anul ăsta. E cam cu greu s-o strâns, că dacă ploile ne-au încurcat, dar am scăpat de ploi și s-o strâns ușor, dar mă mărți bine, cam am mai retrăit de atâți. Uite și cu corul de tăi. Deci am trăierat peste 1000 de tone de greu și avem de unde primi. În câteva gospodării agricole din raion în acest an, pentru prima dată a fost crescut inul, o cultură destul de profitabilă, spun producătorii. Anul a fost bun, roditor, pădăprostul domnului, ploiețile au fost la timp, tot normal. Asta când avem un iuda, marfa. În premieră ați recoltat inul. Da, inul a recoltat, e o cultură normală, cheltuieli nu sunt prea multe, roada ne-a dat 1,50. E normal, prețul e bun 8 lei la tonă, 8 lei la kilo, așa că e normal. Cei care ne-au dat sămânță, cei și-l-au procurat la noi pentru ulei. Cu prelejul sărbătorii ultimului snop, agricultorii au fost felicitați și de conducerea raionului și Guvernul Republicii Moldova. Țărane sunt talpa țării și pământul este udat cu sudoarea lor. Numai acel simț care este, îl aveți voi, ne permite ca agricultura și tot ce crește, tot ce e dat de la Dumnezeu, să fie favorit. Provenând de cazul că sunt astăzi aici în fața dumneavoastră, vreau să vă felicit cu această sărbătoare. Din partea Consiliului Naționalul Soroca, din partea administrației. În toată ziua arșiță sau plouă, dumneavoastră sunteți în câmp și creșteți pâinea noastră cea de toate zilele. Eu vreau să spun că Guvernul Republicii Moldova întreprinde toate măsurile ca dumneavoastră să fiți apreciați la ajutorul Bavariei și ca toate problemele care există la moment, embargourile impuse, să vă afecteze cât mai puțin. Adică plecăciuni, sărbători fericite în continuare, să ajungem și la anul în pace, în liniște, cu sănătate și cu bunăvoie. Potrivit șefului Direcției Agricultură a raionului Soroca, în ceea ce privește realizarea în special a grâului la ziua de astăzi, nu există careva probleme.
Probleme la cerealiere în timpul de față nu este, deoarece se vinde producția grâu la 2 lei plus minus, grâu de furajer la 1,90 lei, dar grâu pentru hrană, alimentație la 2,20 lei. În raionul Soroca, culturile cerealiere și legumicole de prima grupă și rapița a constituit în acest an circa 17.000 de hectare. Astfel, agricultorii soroceni au obținut recolte înalte de grâu, orz, mazăre și rapiță. În prag de noul an școlar 2014, elevii din gimnaziul Comunei Gradiște, raionul Cimișlia, au avut parte de o bucurie mare. Finisarea proiectului, renovarea blocului alimentar și îmbunătățirea condițiilor sanitare și igienice de preparare și stocare alimentelor pentru 250 de copii. Proiectul a fost finanțat de către Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Biroul Coordonator al Statelor Unite ale Americii pentru Asistență Umanitară, acordat în Europa și Eurasia și implementat de organizația Counterpride International. La manifestare a participat excelența sa, domnul William Moser, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Sunt foarte bucuros să mă aflu aici la deschiderea blocului alimentar școlar renovat. And I am very happy that the refurbishment will provide the students who attend the school an improved quality of life and a better educational experience. Și sunt foarte bucuros că această nouă renovare va permite elevilor din școală să beneficieze de un standard de viață mai bun. Counterpride International, în strânsă colaborare cu administrația gimnaziului, a implementat reconstrucția încăperilor de bucătărie, a cămărilor și holului de intrare. Tavanul și pereții acestor încăperi au fost reparate și vopsite, iar podeaua a fost nivelată și acoperită cu gresie. Sistemul de ventilare vechi a fost înlocuit cu un sistem mai mic și mai eficient. Deci suntem foarte mulțumiți, deoarece prin implementarea acestui proiect nu numai a fost ajutată, deci ușurată munca bucătăreților, ci și, să spunem așa, întărită sănătatea copiilor, deoarece deci bucatele vor fi păstrate în condiții mult mai bune, vor fi pregătite în condiții mult mai bune, deci ca rezultat copiii noștri vor fi sănătoși și vor avea rezultate mai bune la învățătură. Finisarea proiectului de reconstrucție va avea impact asupra unui număr de peste 250 de copii locuitori ai satului Gradiște și ale satelor din apropiere, care frecventează gimnaziul zilnic. Acești copii vor avea acum acces la apă potabilă, calitativă și hrană preparată în condiții de securitate igienică, ceea ce va avea un efect benefic asupra sănătății și educației copiilor. Că școala noastră a avut un succes așa de mare, a câștigat proiecte și s-a renovat bucătăria și multe alte lucruri. Aș dori să întorc câțiva ani înapoi să fiu din nou elev acestui gimnaziu. Sunt bucuros că să avem o ospătărie nouă și mai bună. Îmi place că acum e mai frumos și totul e aranjat. Va fi mai ușor lucru și bucate mai alese și mai gustoase pentru copiii noștri. Un lucru important, cred că, pentru sănătatea copiilor noștri. Mulțumiri mari pentru statul american și tot parteneriatul care s-a creat și s-au efectuat lucrările date. La reconstrucția blocului alimentar din cadrul instituției publice Gimnaziul Gradiște din satul Gradiște, raionul Cimișlia, s-au cheltuit peste 200.000 de lei, plus 38.000 lei donație sub formă de frigider, congelator, plită electrică și cuptor electric. Suportul financiar în acest proiect a fost acordat de către Guvernul Statelor Unite ale Americii. Oh, wow.
de 9 zile, 7 artiști plastici renumiți atât din țară cât și din Iași, România, s-au aflat la o tabără de pictură desfășurată la Soroca. Pictorii au avut depus pe hârtie imagini cu orașul care, din spusele lor, i-au cucerit din prima cu locurile sale pitorești, oameni frumoși, dar și monumente istorice de mare valoare. Stilul meu de creație este un stil mai modern, este un stil liric-expresionist și m-am gândit că ca să duc de la ceva figurativ, deci o formulă între figurativ și non-figurativ de la cetate, să treacă într-o formulă a mea de creație. Muzeul Național de Etnografie. Aici este sunt reprezentate case vechi, iarăși la fel istorice, o zonă a orașului Soroca, zonă de centru așa. Și aici, după cum vedem jos, sunt reprezentate case iarăși vechi, cum ar fi gimnaziul de fete. Aici o frizerie în centrul orașului care m-a impresionat, casele de cărămidă. Tablourile, care sunt pictate în ulei pe pânză sau carton, au fost expuse în cadrul unei expoziții în preajma Bisericii Sfinților Martiri Brâncoveni și chiar în ziua când sfinții sunt comemorați. Suita de evenimente consacrate împlinirea 300 de ani de la martirul lui Constantin Brâncoveanu și a celor patru fiei săi, se știe a debutat cu această tabără de pictură, tradiție și modernitate în arta plastică românească. Mă bucur că iată această tabără se încheie cu o frumoasă expoziție de pictură. Am înțeles că artiștii plastici s-au simțit foarte bine la Soroca, au fost inspirați și au reușit să creeze, să comunice și ei să facă schimb de experiență, dar și cu cetățenii, cu conaționalii noștri din Soroca. Expoziția a fost vizitată și de soroceni. Unii din ei chiar s-au făcut cu tablouri. Am văzut în oraș un domn care picta și am înțeles că aici o să fie expoziția astăzi și am venit cu băiețelul meu. Organizatorii, adică Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, Fundația Grigore Vieru și Primăria orașului Soroca sunt mulțumiți de rezultatul taberei de pictură, spunând că aceasta va deveni o tradiție. Eu nu pot să spun că este numai una. Am impresionat foarte tabloul cu Biserica Sfinților Mucenicilor Brâncoveni, tabloul cu muzeul. Picturile date arăt și viața orașului nostru, și locurile sfinte, și locurile pictorese, și desigur că citația noastră, simbolul orașului și a țării. Eu cred că este un eveniment cultural de mare importanță. Au lucrat 7 pictori, între care și un pictor din Iași. Au creat lucrări foarte frumoase legate de Soroca. Este primul început, pentru că vom continua, va deveni tradiție. Acum când tabăra de pictură s-a finalizat, la primăria orașului Soroca vor rămâne o parte din tablourile pictate aici. Primarul spune că este în căutarea unei săli speciale unde acestea vor fi admirate de soroceni, dar și de oaspeții orașului. Noi, primăria Soroca, acum suntem în căutarea locului pentru sală de expoziție a orașului, care cred că o să fie un bun augur pentru cultura noastră a orașului. Tabăra de pictură la Soroca a fost organizată în suita evenimentelor care marchează 515 ani de la prima atestare documentară a orașului Soroca, dar și 300 de ani de la moartea domnitorului Constantin Brâncoveanu și a celor patru fii ai săi.